polițiștii de imigrări din Timiș au introdus în centrul de custodie publică 4 cetățeni din Nepal cu vârste cuprinse între 39 și 49 de ani. Din verificări a reieșit că aceștia au intrat legal în România în scopul de angajare în perioada 2022-2023, însă în luna iulie acestui an au fost depistați de polițiștii de frontieră în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera de stat. După depistare, cetățenii nepalezi au solicitat azil și au fost transferați la Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil din Timișoara, unde au rămas până la clarificarea situației. După ce cererile lor de azil au fost respinse la data de 8 august 2024, persoanele în cauză au fost introduse în Centrul de Cazare a Străinilor, luați în custodie publică din Arad, unde vor rămâne până la finalizarea procedurilor de îndepărtare, sub escortă de pe teritoriul statelor membre Schengen. La ieșirea din țară, pe numele străinilor, va fi instituită măsura interzicerii intrării pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și Confederației Elvețiene pentru o perioadă de 5 ani.